Giurgiuvenii vor avea și anul acesta obișnuiții pomi de Crăciun amplasați în diverse puncte din oraș. Aceștia vor fi montați în Parcul Mihai Viteazu, Parcul Elevilor și pe Esplanada Teatrului Tudor Vianu. Din păcate, de minunații brazi de Crăciun nu vor avea parte toți giurgiuvenii din toate cartierele orașului. Probabil că Moș Crăciun oprește doar pe artelele principale. Doar pentru bradul ce va fi amplasat în Parcul Mihai Viteazu, municipalitatea a plătit 2400 de lei, un brad sărăcăcios din păcate, din moment ce muncitorii vor adăuga niște ramuri artificiale la bază. Bradul acesta a fost achiziționat ieri din ocolul civic Gurateghi, la limita județului Brașov cu Sibiu. Are o înălțime de 15 metri și a costat 2400 de lei. Vreau să informez cetățenii municipiului Giurgiu cu ocazia sărbătorii de iarnă că vor mai fi amplasați încă doi brazi în municipiul Giurgiu care vor fi donați de cetățenii municipiului Giurgiu. Unul va fi amplasat în zona Parcului Elevilor, iar celălalt în zona Teatrului Valah. În zilele următoare, angajații serviciilor locale vor continua să înfrumuseteze orașul și să împodobească străzile orașului tot cu ornamentele din anii trecuți. Asta în timp ce alte orașe se întrec în decorațiuni și ornamente cât mai diversificate și atrăgătoare.